Pace vouă! Am vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că El merită să fie binecuvântat. Amin. Am vrea ca în dimineața aceasta, cu toți care suntem în locul acesta, să-L preamărim pe Cel care merită să fie preamărit, să înălțăm pe Cel pe care merită să fie înălțat, și acesta este Dumnezeu. Am vrea ca în dimineața aceasta să avem inimile deschise, să fim bucuroși că avem un Dumnezeu viu. De aceea, în dimineața aceasta, să-L fim plini de bucurie și să-L binecuvântăm pe Cel pe care merită să fie binecuvântat. Aș vrea să spun că nu prin meritul nostru suntem în locul acesta, nu prin bunătatea noastră, nu prin faptele noastre, ci prin mila și prin harul lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place cum spune prorocul Isaia: Doamne, trimite îngerul cu cărbunele Tău, atinge buzele noastre, atinge viața noastră și sfințește-ne, Doamne, că nu, în locul acesta este un loc sfânt. Și de aceea în dimineața aceasta vrem să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Aș vrea să citesc câteva versete din Psalmul 103 și câteva motive pentru care să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Psalmul 103: Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Dacă în dimineața aceasta te afli în locul acesta, este harul lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun un lucru, un primul lucru în dimineața care m-am gândit-o, pentru care să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Să-L binecuvântez pe Dumnezeu că ai un trup sănătos. Să-L binecuvântez pe Dumnezeu că ai ochi și că ai mădulare sănătoase. Să-L binecuvântez pe Dumnezeu că ai hrană în fiecare zi, că avem belșug de hrană. Dacă mă uit în viața noastră, în familia noastră, în viața mea urmă cu câțiva ani de zile, poate mă gândeam să-mi cumpăr ceva și nu aveam. Dar Dumnezeu a dus harul acesta ca să avem bani, ca să avem haine din belșug, să avem tot ce ne trebuie din belșug. Și prin lucrul acesta vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Un motiv pentru care să-L binecuvântez pe Dumnezeu că ai soție, că ai copii, că ai o familie creștină. Pentru lucrul acesta să-L binecuvântez pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Nu știu de câte ori îi mulțumim la Dumnezeu că te-ai născut într-o familie de creștini. Nu știu de câte ori îl binecuvântez pe Dumnezeu că ți-a dorit o soție, că ți-a dorit copii. Dar în dimineața aceasta cu toții a vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu când ne-a dorit soții, când ne-a dorit copii, acei care au. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere să-L binecuvântăm neîncetat. A vrea ca în dimineața aceasta să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile din viața noastră, pentru belșug, pentru harul nemărginit care este în viața noastră. A vrea ca în dimineața aceasta să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. A vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrurile duhovnicești din viața noastră. Așa de mult îmi place în 1 Efeseni, capitolul 1, versetul 3, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot fel de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dacă ne aflăm în locul acesta, este harul lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu, ne putem bucura de darurile duhovnicești în locul acesta. De aceea în dimineață să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și pentru lucrul acesta. A vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu versetul 4 ne spune așa de frumos, Efeseni: În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după dragostea Lui. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a ales să fim copiii Lui. Încă un motiv de binecuvântare înainte de Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a ales să fim copiii Lui. Așa de frumos spune versetul 7 din Efeseni: În El avem răscumpărarea prin sângele Lui și iertarea păcatelor după bogăția harului Său. Să-L binecuvântez pe Dumnezeu pentru lucrul acesta, că în El avem răscumpărarea și iertarea păcatelor. A vrea să ne ridicăm în picioare și cu toții să intrăm într-o rugăciune, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Acestea au fost câteva gânduri foarte puține pentru care să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Dar avem mult mai multe gânduri pentru care să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și în Psalmul 103, versetul 3 spune așa: El îți iartă toate fără de legile tale. Acesta este un har din partea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți ierte toate fără de legile tale. A vrea să intrăm într-o rugăciune și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Pentru că o pus soarele pe bolta cerului, ca ai ochi să-L vezi, să-L binecuvântezi pe Dumnezeu în dimineața aceasta. A vrea să intrăm cu toți într-o rugăciune și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin.